Închinarea noastră va continua. Lângă cântare continuăm să așezăm puterea Evangheliei. Seara aceasta nu este altceva decât o celebrare a puterii Evangheliei și de aceea vom citi din Cuvântul lui Dumnezeu, de departe cel mai extraordinar cuvânt. Ne bucurăm să fim în casa lui Dumnezeu, să fim adunați într-o lume dezbinată, deja este un mare câștig. Și când adunarea este în jurul lui Hristos, atunci câștigul este total. Vă salutăm cu drag, câte la nepos este un cuvânt în Scriptură, în Cartea Deuteronom, în capitolul 1 și versetul 11. Cuvântul acesta spune: Domnul Dumnezeul părinților voștri să vă mărească de 1000 de ori pe atât și să vă binecuvinteze după cum a făgăduit. Amin. Relația mea cu Arcalie este prin Dani Duca, prietenul meu tare bun. Mă rog ca Dumnezeu să-l binecuvinteze pe el, casa lui și Arcalia. Dumnezeu să ne dea o seară de har. Harul are de-a face cu zidirea, iar zidirea, prin definiție, este un proces ascensiv. Adică seara aceasta presupune că vom începe de la un anumit nivel și când se va termina seara aceasta și seriile acestea, vom fi la un nivel mult mai înalt în ceea ce înseamnă asemănarea noastră cu Domnul Iisus Hristos. Dezideratul cerului, dragii mei, este ca pe aceea pe care Domnul i-a cunoscut mai dinainte și i-a chemat, la finalul acestui proces să semene cu el. De aceea nu este... Nu este pretenția noastră, nu asta urmărim, să avem niște penticostali autentici sau baptiști autentici, ci niște oameni care să semene cu Hristos. Asta este ceea ce își propune o săptămână, o seară, o lună, un timp de evangelizare. Evangelizarea vine de la Evanghelie și de aceea vom vesti Evanghelia făcând abstracție denominațională. Vom vesti cuvântul lui Dumnezeu pentru că el este puterea lui Dumnezeu. Și niciodată nu am mizat pe abilitățile oamenilor, dar nici pe disponibilitatea ascultătorilor de a se întoarce. Am mizat pe puterea Evangheliei și pe disponibilitatea lui Dumnezeu de a mântui oameni. Și de aceea alerg de colo-colo prin țara asta și nu numai, cu nădejdea că puterea lui Dumnezeu va cerceta oamenii și îi va mântui. Așadar, deși nu ți-ai propus în seara asta să te pocăiești, și-o propus Dumnezeu să te mântuiască. Și de aceea îi nădejde în seara asta, poate chiar ți-ai propus să nici de cum să nu faci asta, vei rămâne uimit de ceea ce poate face Dumnezeu în ciuda adversității noastre atunci când Dumnezeu se apropie de noi. În umbletele mele prin biserică am întâlnit undeva o doamnă care tot timpul cât am predicat a stat cu degetele în urechi. M-am uitat până și conturul de idei mi se strica în predică, pentru că din când în când, fără să-mi propun, mă aruncam ochii la ea să văd dacă e tot așa și tot așa. Am zis în sinea mea că la finalul programului am să o aștept în holurile adunării și să o întreb de ce poziția asta, că n-am mai văzut în umbletele mele. Și atâta s-a ofâstăcit și s-a învârtit și în holoie și cu spatele și n-am putut să o întreb. Dar m-am dus acolo la o jumătate de an la un botez. Îmi arunc ochii în sală și văd că doamna asta e în sală. Îi spun păstorului, vreau să mă duc până în sală. Păstorul a zis, uite, începem, lasă că mă întorc, dar vreau să mă duc până la cineva în sală. M-am dus, banca era foarte plină, i-am făcut semn, dați-vă un pic că vreau să stau lângă dumneavoastră. Tot au făcut niște gesturi că nu-i loc, dați-vă că trebuie să mă așez aici. M-am așezat, am dat mâna cu ea și am spus, sunt Marcel Bota. Ei, vă cunosc, zice, doar ați mai fost aici. Păi am fost, dar nu m-ați auzit, i-am zis. De ce ați stat cu degetile în urechi? Nu vă vine să credeți și mi-a răspuns. Îmi era frică, o zis. Nu cumva ascultându-vă să mă pocăiesc. Păi și de ce ați venit? Zice, vecinii mei care m-au chemat trăiesc ca îngerii. Păi și n-ați vrea ca ei? Dumneavoastră ca cine ați vrea?
Ce așteptări aveți de la seriile acestea? De la întâlnirile acestea? Mă rog, Dumnezeu să treacă peste așteptările noastre. Că El nu-i limitat de condiția umană. De aceea, nădăjduiesc că se va apropia de noi și va cerceta inimile noastre. Haideți să ne ridicăm, să citim 1 Corinteni, capitolul 2, începând cu versetul 1 la versetul 5. 1 Corinteni, capitolul 2, începând cu versetul 1. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Amin. Doamne, te rog în seara aceasta să ne faci parte de descoperirea Duhului din Scriptură. Te rog, Doamne, să ne dai un cuvânt din cer, un cuvânt care să atingă inimile noastre. Te rog să cercetezi adunarea și pe cel ce a intrat în casa ta cu inima amărâtă și duhul zdrobit, să-l restaurezi în seara aceasta. Pe cel fără viitor și fără nădejde, Doamne, te rugăm să-i oferi o perspectivă cerească asupra existenței noastre și să ne ajuți plecând de aici, să te ducem acasă, să ducem cerul în casele noastre, în sufletele noastre. Numele Tău să fie slăvit, Tatăl nostru din ceruri, în numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt te rugăm. Amin. Vă invit să vă așezați. De ce vestim Evanghelia? S-ar putea cineva în seara asta să fie între noi și să aibă o primă dilemă. De ce preocuparea asta exagerată pentru Scriptură, pentru Evanghelie? De ce, de pildă, nu facem un ritual specific sau orice altă învățătură? De ce Evanghelia? Facem asta dintr-un raționament extrem de biblic și extrem de simplu. Că Domnul Iisus, când a plecat, ne-a spus că a plecat și se va întoarce. Și până când se întoarce, ce să facem? Să vestim Evanghelia. Orice altă preocupare este secundară în viața Bisericii lui Hristos. Dar pe de altă parte, vestim Evanghelia și din considerentul acesta că, zice Roman 10 cu 17, zice, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Adică vestim Evanghelia pentru că este calea prin care credința poate să ajungă în inimile oamenilor. Orice alt discurs poate părea mult mai atractiv, mult mai interesant, dar nu e aducător de credință. Boala vremii noastre este că oratoria a devenit mai importantă decât lecția. Nu știu dacă dumneavoastră ați trăit starea asta, să fie așa ca într-o buclă, să ți se pară foarte interesant ce se întâmplă la biserică și să lipsească lecția. La final, când se sparge bucla asta, zici, da, ce-a fost? Că mi s-a părut foarte interesant, foarte fain, dar nu a fost nimic, lipsește lecția. De aceea trebuie să declarăm așa îndurerați că uneori îți pline discursurile acestea de povești. Lipsește Evanghelia, puterea lui Dumnezeu. Poate că vă întrebați uneori ce-o vrut să zică Domnul când o zis că din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Și noi ne lamentăm cu textul acesta și spunem, așa zice și Domnul, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar de ce se înmulțește fără de legea? De ce cauza asta? Nu cumva din pricina Evangheliei, care ar aduce credința aceea din Scripturi spre noi,
Nu cumva ne-am pricopsit cu o credință care nu-i puternică, atât de puternică, cât să ne împotrivim păcatului. Apostolul Petru zice că diavolului te poți împotrivi, dar cum? Tare în credință. El nu fuge de ritualurile noastre, dragii mei. Pe diavol nu-l speriem cu niște forme religioase. El se uită la noi și râde. Au încercat niște băieți în Biblie. Nu știm prea multe despre ei. Știm că pe tatăl lor îl chema Sceva. Și fiii lui Sceva au încercat niște ritualuri, niște forme să-l sperie pe diavolul să plece dintr-un om. Și-a plecat? S-a năpustit asupra lor și era cât pe ce să-i prăpădească. De aceea ne ferim de ritualuri. Nu vreau în seara asta să fiu atractiv pentru dumneavoastră, ci mai degrabă foarte franc. Așa încât reverberația acestei cuvântări, acestui cuvânt, să ne atingă inimile, dragii mei. Pasajul care l-am citit pare să n-aibă vreo relație cu evangelizarea. Dar în seara aceasta am să vă vorbesc despre Biserica lui Hristos. Biserică din care ar trebui să fim parte. Însă înainte să ne uităm pe pasajul acesta și să extragem trei mari adevăruri despre comunitatea lui Hristos, aș vrea să vă spun de ce e importantă comunitatea lui Hristos. Adevărurile pe care le voi expune în seara aceasta au menirea să ne ajute să ne cercetăm, să vedem, noi om fi din Biserica lui Hristos, dumneavoastră sunteți? Dacă vine Domnul seara asta, nu o să vă ceară registrul de membri, că El vine cu cărțile Lui. Indiferent ce am notat eu, El când vine, vine cu registrele Lui. Ești scris, îi bine, nu, ești scos afară. De aceea e extrem de important să înțelegem adevărurile acestea despre Biserica lui Hristos. În primul rând aș spune că atunci când Dumnezeu mântuie pe cineva, îl mântuie în mod personal. Adică stai acolo undeva în sala asta, nu te știe nimeni. Și Duhul lui Dumnezeu îți cercetează inima ta. Și adânc în fibra ființei tale tu spui, din seara asta mă smeresc și mă predau în mâna Domnului și nu mai vreau deloc să bat câmpii și mă întorc la Domnul. Și mântuirea e personală. Însă, finalitatea mântuirii este atunci când Dumnezeu ia un om mântuit personal și îl adaugă la un popor. Și, de pildă, uitați-vă ce zice Apostolul Pavel în aceeași epistolă, în capitolul 12 și versetul 13. Zice, noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh. De ce? Adică, în mod personal, fiecare mădular a fost atins special, cufundat în realitatea aceasta triunică, în Duhul lui Dumnezeu. Dar de ce am fost noi mântuiți? Ca să alcătuim un singur trup. De aceea nu credem în haiducia asta, în mântuirea asta, fiecare pe unde îl tună capul. Finalitatea mântuirii este că Dumnezeu te adaugă la un popor. Și de aceea găsim în Biblie o gloată pe care nu o putea număra nimeni. Dar nu numai asta e important despre Biserica lui Hristos. Uitați-vă ce discurs are Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei și versetul, capitolul 16 și versetul 15. Este momentul acela în care Domnul pune o întrebare între ucenici. Cine zic oamenii că sunt eu? Și ucenicii spun, un procent ar zice că ești cu tare, alții zic că ești celălalt, dar Domnul zice, da voi, voi cine ziceți că sunt eu? Petru zice, tu ești Hristosul, tu ești Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui.
Nu zăbovim acum prea mult, că și aici este o expresie care naște confuzie în mintea multora. Tu ești Petru și pe această piatră am fost plecați la Roma. Ne-am așezat la Capela Sixtină să stăm acolo, să o vizităm, că e o artă extraordinară, niște picturi cum n-ai mai văzut. Și am stat la o coadă, și am stat o oră, și am stat două ore, pentru că era o coadă de mii de oameni. Și am zis fratelui cu care am fost, du-te să vezi la ce stau oamenii la coadă, că nu știam unde-i capul ei. Și când s-au dus, ne-au spus că oamenii stau pentru că în Capela Sixtină, în curtea Vaticanului, este o statuie în dimensiuni naturale de bronz negru a Apostolului Petru și oamenii stau să atingă piciorul. Ne-am dat seama că nu stăteam la rând unde trebuie. De ce credeți că oamenii stăteau acolo? Din pricina acestui verset înțeles greșit. Adică Domnul zice, tu ești Petru, dacă vă uitați în subsolul paginii mai nou, scribii au pus câteva traduceri, adică ceea ce avem Petros, tu ești Petros și apoi zice pe această petră care înseamnă stâncă, voi zidi biserica mea, care stâncă? Adică asta, tu ești Hristosul, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Acum tu ești Petru și pe stânca despre care ai zis tu, pe asta voi zidi biserica mea. Dar ce să spune despre biserica lui? Porțile locuinței morților nu vor birui. Și seara asta este o invitație la a veni în comunitatea lui Hristos, că e o comunitate mai tare decât moartea, dragii mei. Nu e o chemare la penticostali, e o chemare la comunitatea lui Hristos. Și eu am să vă spun trei adevăruri, lista nu-i completă, dar eu am să spun trei adevăruri din 1 Corinteni, capitolul 2, din cele 5 versete, să ne cercetăm toți și dacă nu ești, să vii. La final, dacă rămâne timp, o să spun câteva lucruri, cum ai putea să ajungi în comunitatea aceasta, dar deocamdată să o definim. Definirea greșită a realităților ne face uneori să înțelegem greșit și uzanța. Dacă noi nu știm ce-i biserica, nu știm nici ce trebuie să facă biserica. De aceea avem impresia că biserica e un soi de instituție de asistență socială. Nu, dragii mei, ea ajută și pe săraci amărâți sorți, dar nu asta e biserica. Biserica nu e cantină zonală. Biserica e comunitatea lui Hristos. Dar cum e comunitatea asta? O comunitate atât de puternică că porțile locuinței morților nu vor birui. Adică este o putere în ea care în final se va manifesta și toți morții vor învia. E mai tare decât moartea. Mai ales într-o lume în care noi toți căutăm să mai trăim. Am văzut oameni care au descoperit tot felul de metode, adică ce fac? Să pun în conservă pentru următorii 100 de ani. Și zic ei, după 100 de ani ne reactivăm și începem să trăim. Să activează un soi de defuncție de stand-by. Și stau acolo o vreme și apoi vor începe să trăiască. Și o zis, iată că viața se poate prelungi. Păi asta nu-i viață? Să-l pui într-o conservă, apoi tai capacul și-l scoți înapoi și spui, uite, ia mai aleargă. Numai să nu moară, îi spuneam unuia în America, să nu moară ăia care să desfacă capacul. Că ăia, dacă nu sunt înăuntru, se pot duce ei și tu rămâi pentru totdeauna acolo. Așadar, soluția se pare că e alta, mai ales într-o lume dominată de dorința aceasta de a trăi și de a trăi bine. Dumneavoastră vă simțiți parte din Biserica lui Hristos? Dacă zicem da, trebuie să argumentăm că am spus deja că registrul membral nu e suficient. Oricum nu va ține nimeni cont de el, el ne trebuie numai în viața asta. Dar ce e aceea Biserica lui Hristos? Apostolul Pavel zice fraților, zice unei biserici, da, biserica din Corint. Nu vreau să știu altceva, nu mă interesează altceva între voi, decât Hristos și Hristosul acesta răstignit. Adică, ce zice Apostolul Pavel este comunitatea lui Hristos la care vă chemăm. Comunitatea la care vă chemăm este comunitatea
care e adunată de Iisus Hristos. Rațiunea adunării este Hristos, dragii mei. Biserica n-are dreptul să graviteze în jurul unui lider uman. Nu-i normal, nu-i sănătos, nu-i biserica lui Hristos, aia care gravitează în jurul unui om, oricine ar fi omul acela. Biserica rămâne a lui și va gravita, se va mișca în jurul lui. Și apostolul Pavel zice, nu vreau să știu altceva, nu mă interesează altceva. Biserica n-are voie să graviteze în jurul unui stil muzical. Mi-a plăcut cântăreții, nu numai că ne știm, dar cântările alea care sunt pentru inimă și mai ales mi-a plăcut că n-ați predicat între cântări, că ați știut că-s chemat eu la predică. Biserica nu poate gravita în jurul unui stil muzical, dar ce vă zic tinerii dumneavoastră? În biserica dumneavoastră să plictisez, de ce? Că se predică de păcat, despre pocăință, despre smerenie. Dar nu se plictisește niciodată într-o biserică de tip casă de cultură. Niciodată. De ce oare? Nu cumva gravitează în jurul altceva? Apostolul Pavel zice, o biserică a lui Iisus Hristos, biserica la care vă chemăm, din care vrem să facem parte, pentru că porțile locuinței morților nu vor birui, este o biserică care se adună nu de dragul unui lider, ci de dragul lui Hristos. La urma urmei, dacă sunt îndrăgostit de El, aș putea să doresc ceva mai mult decât El la adunare? Noi spunem într-o cântare, dar cred că numai spunem, când e ajuns mie, Doamne, doar harul Tău, e adevărat asta? Să zicem că le luăm toate și vă las harul și dumneavoastră ce ați zice, mulțumesc frate Marcel că mi-ai luat nimic și mi-ai lăsat tot. Ați zice asta? Dar de ce cântăm atunci? Nu, Beni, și voi cântați asta, da? Îndeajuns mi-e, Doamne, harul, cuvântul, dar de ajuns? Adică ce zice pasajul acesta, zice că Iisus Hristos e tot. Noi zicem în Psalmul 23, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Și cum traducem noi românii versetul ăsta? Dumneavoastră la Alcalia cum îl traduceți? Citește asta în Biblie, ți-o picat că tot mai sunt unii care apelează ca la horoscop în Biblie, unde să deschide, nu așa, să nu faceți așa, că nu-i biblic, nu-i divin așa să faci în Biblie. Și deschizi Psalmul 23 și deodată citești. Tu tocmai n-ai aproape nimic și citești, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Dacă ești naiv, deja ești în stradă. Știu de unde o să vină, că n-ai nimic. Dar ce zice de fapt Psalmul 23? Zice că Domnul este păstorul meu și El mi-e suficient. Că numai gândiți-vă și logic și apoi și teologic. Poate fi ce-mi dă mai valoros decât cel ce-mi dă? Să fim serioși. Adică ce-mi dă El poate fi mai valoros decât Cel care mi le dă pe toate? Dumneavoastră cu ce ați vrea să mergeți acasă în seara asta? Cu ce vă dă El sau chiar cu El? Iair în Luca 8 zice, așa îi zice Iair Domnului, zice, Doamne, hai până la noi acasă. Dar ce-i la voi acasă? La noi acasă e moartea. La dumneavoastră ce-i? Zice, am o fată, trage să moară. Hai, Doamne, să ne vezi acasă, că la biserică suntem foarte de treabă, dar hai să ne vezi acasă cum arătăm. Hai că nici nu știm unde e Biblia. Hai să ne vezi acasă, că altarul de acasă e praf, e făcut țăndăr tot. Dar hai să ne vezi acasă și Domnul se duce acasă. În drum spre casă vine un rob din casa lui Iair, că îl mai întârziase pe Domnul o femeie cu o altă problemă serioasă. Și vine robul din casă și îi spune lui Iair, nu mai deranja pe învățătorul, că fata a murit. Ce zice Domnul? Este extrem de important că atunci când trăim prin situații limită, sunt o serie de voci care vorbesc minții noastre și Duhului nostru. Și Domnul se uită la Iair și Iair, Domnul îi spune lui Iair, Iair, credința sfidează logica. Orice om din lumea asta ar fi zis, nu mai are rost, că a murit de tot. Dar uitați că credința trece dincolo de ce poate face știința, dincolo de ce pot zice oamenii. Iair nu mă crede. Ce-a făcut Domnul când a ajuns acasă la Iair? Acasă erau bocitori, acasă erau părinții, toți plângeau și oboceau. Și ce zice Domnul? Nu plângeți.
Altă afirmație șocantă, fetița n-a murit, dorme. Ei au început să râdă că știau că murise. Domnul a zis, scena asta, imaginea asta e numai pentru ăștia care cred, ceilalți afară. A rămas Domnul, Petru, Iacov și Ioan și părinții. Ce-o zis Domnul lângă fată? Talita cumi. Fetițo, scoală-te. Care de aici n-ați vrea să auziți în seara asta acasă? Eu nu știu ce e acasă la dumneavoastră. Nu prea cunosc pe nimeni. Dar care de aici n-ați vrea un talita cumi acasă? Care n-ați vrea? Comunitatea lui Hristos la care vă chemăm. Eu știu că oamenii în biserica din Arcalia sunt cu minusuri, ca peste tot. Dar biserica lui nu se uită la oameni, că biserica gravitează în jurul lui Hristos și tot se uită la el. Și de aceea poetul zice, nu noi suntem calea sfântă, calea care duce în sus. Noi suntem doar călătorii. Nu-i așa că te dor călătorii care nu călătoresc cum să cuvine? Mult deranj mai fac. Noi suntem doar călătorii, însă calea e Iisus. Nu e o formă adevărul, nici în litere nu-i pus. Adevărul e o persoană. Adevărul e Iisus. Deja ne frământăm în mintea noastră și ne întrebăm, Doamne, eu sunt în biserica aia, că aia e mai tare ca moartea. Știți că oamenii, când îi întreb despre înviere, cred în învierea lui Hristos, dar nu cred în propria lor înviere. Și zice, atunci nu ești în biserica lui Hristos. Că puterea învierii din el trebuie să fie și în inima și în mintea ta. Adică dacă credem că Dumnezeu l-a înviat din morți pe Hristos, atunci trebuie să credem din toată inima că ne va învia și pe noi, că nu moartea. Dar cum să vezi tu viață dacă nu-ți deschide el ochii? Ben-Hadad, împăratul Siriei, este în război cu Israel. Și deodată își dă seama că cineva-i deconspiră planurile de război. Face un consiliu de război și pune întrebarea asta, cine e turnător între noi? Și ce zice un înțelept de la curtea lui Ben-Hadad? Nu-i nimeni la noi, zice, dar e cineva la ei. E cineva la ei care știe ce gândești tu în odaia ta de somn. Zice, vă duceți, îl prindeți și îl aduceți la mine. Cine era? Elisei. El te ținea oficiul profetic al vremii și locuia la Samaria, capitala regatului de nord. S-au dus, au înconjurat țara Samaria și omul lui Dumnezeu cu slujitorul lui, cel mai probabil Gehazi, s-au culcat liniștiți și primul care s-a trezit dimineața a fost Gehazi. Ce zice robul omului lui Dumnezeu dimineața? Zice, ah, Domnul meu, ce vom face? Ai trecut pe aici? Când nu vedeai nimic, numai cara de război. Ce zice Elisei? Nu știu, zice, nici eu nu știu și eu sunt foarte frământat, cred că murim amândoi. Așa zice, așa scrie la dumneavoastră în Biblie. Nu că Elisei nu era român, mă înțelegeți? Era evreu, 100%. Zice, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Să vadă ce? Să vadă ce nu se vede. Ca eu dacă în seara asta spun despre comunitatea lui Hristos, despre cer, despre împărăția lui Dumnezeu, despre viață după moarte, despre o comunitate mai tare decât moartea, dumneata te uiți la mine și spui, ăsta nu-i sănătos la cap. Dar dacă îți deschide Dumnezeu ochii să vezi ce nu se vede? Nu, atunci dacă vezi ce nu se vede, ești din comunitatea lui Hristos. De aceea Pavel zice, Hristos în noi, nădejdea slavei. Cineva nepostot îmi spune de ani de zile, zice, Marcel, când te aud predicând și zic, gata, mă pocăiesc. Dar apoi mă duc la o înmormântare și văd o groapă de 2 metri și cum îl lasă pe cel decedat acolo și zic, ăsta de aici nu mai e să înveți. Și îmi pierde toată nădejdea. Adică ce nu are? Nu vede! Numai degeaba vorbesc de cer, numai degeaba spun, rabdă-l, iartă-l, umblă ca și Hristos, că noi ne îndreptăm spre ceva, fii răbdător, că acolo ne ducem noi, nu-i aici. Dar dacă nu-ți deschide Dumnezeu ochii? Așadar, pentru ce să ne rugăm în seara asta, Doamne? Deschide-ne ochii.
să vedem, dar ce să vedem? Să vedem ce nu se vede. Că n-ai cum să vezi cu ochii ăștia cerul, împărăția lui Dumnezeu. Nu poți să percepi cu simțurile acestea cei de dincolo de soare. N-ai cum să vezi asta. Și pasajul acesta ne spune, zice, nu mă interesează altceva între voi. Vreau Hristos să fie cel care vă adună. Și atunci comunitatea aceea e comunitatea lui Hristos. În Fapte, capitolul 5 este un episod dureros. Ucenicii sunt bătuți, prinși și aduși la Sanhedrin. Dezbaterea din Sanhedrin nu-i de ce-o făcut minuni, nu-i interesează, faceți minuni câte vreți, dar nu mai predicați în numele lui Iisus Hristos. Opriți-vă din predică. Dar ce să le zicem oamenilor? Povești! Spuneți-le povești, ziceți-le despre dragoste, că totul e bine, spuneți-le cum o mamă a murit, să plângă, dar să nu-și plângă păcatul. Și-ți pline adunările de așa ceva. Că noi am virat puternic spre stânga, spre emotivitate. Și noi gândim că dacă plângem, noi gândim că suntem pocăiți. Nu, numai când ne plângem păcatul suntem pocăiți. Când ne dor rănile sufletului, numai atunci e dovada pocăinței. Celelalte sunt emoții, dragii mei. Nu ni le putem stăpâni. Dar când începem să plângem că ne dăm seama că am fi putut fi ca El și nu suntem, atunci apar problemele adevărate. Așa că i-a oprit să mai predice și Petru zice câteva chestiuni interesante. Prima dată zice Petru că în nimeni altul nu-i mântuire. În al doilea rând zice apostolul Petru, judecați voi. E normal să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu? I-au scos afară și Gamaliel are o intervenție. Sunt în Fapte, capitolul 5, puteți să puneți versetul 35, că ăsta e esența a ceea ce urmează să vă zic. Și bărbatul acesta, Gamaliel, în discuția lui zice, bărbați israeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. De ce zice Gamaliel așa? El invocă două personaje din istoria recentă a vremii lui și vrea să dovedească ce se poate întâmpla când oamenii nu se adună în jurul lui Hristos și în jurul unui om. Și dacă îți permiți să comentezi ceva la ce a zis omul ăla, nimeni n-are un contraargument la ce s-a zis. Cum ți-ai permis să zici de omul ăla? Dacă o zis ăla, apoi așa rămâne. Dar uitați-vă ce zice Biblia în continuare, dați versetul 36. Că nu de mult s-a ivit Teuda. Dar ce defect avea Teuda? Teuda credea că el ar fi ceva. Și s-au alipit aproape 400 de bărbați, puneți-le și nevestile și pruncii și gândiți-vă cam ce biserică avea Teuda. Ce s-a întâmplat cu Teuda? Zice că a fost omorât și toți cei ce-l urmaseră au fost risipiți și nimiciți. După el, a venit Iuda Galileanu pe vremea înscrierii și a atras mult noroc de partea lui. A pierit el și toți cei ce-l urmaseră au fost risipiți. Ce au în comun oamenii ăștia? Adună oameni, dar nu în jurul lui Hristos. Ăștia l-au înlocuit pe Hristos și ei în centru. Așa se întâmplă când omul e mai valoros decât Dumnezeu, dragii mei. Dăm în boala narcisismului. Narcisismul e o îndrăgostire de propria-ți persoană. În mitologia greacă se zice că Narcis și-a văzut chipul într-o fântână și atât de îndrăgostit a fost el cu pticat s-a necat în fântână. Și uneori așa suntem în umbletele noastre, extrem de îndrăgostiți de noi. Iuda și Teuda au în comun ceva. Amândoi au strâns norod, dar nu pentru Hristos, ci pentru ei. Și zice că au murit ei și cei ce-l urmaseră. Dumneavoastră urmăriți oameni pe internet? Și ce zice, eu fiu pe ăsta, numai pe ăsta-l urmăresc. Și te uiți acolo la comentarii și cineva și-o permis să zică, uite ăsta ce aberație zice. Și care sunt comentariile care curg după ce ți-ai permis tu să zici asta? Ăsta zice, cât o făcut ăsta, ce-o făcut ăsta, n-avem treabă cu Hristos, Hristos e cu a lui. Biserica nu e a noastră, dragii mei. Niciunuia dintre noi, părinții, nu ne-au lăsat biserică. Biserica lui Hristos. 1 Petru 2,9 zice că voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie a lui.
Rolul acestui popor este să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Dumneavoastră vă simțiți în comunitatea lui Hristos? Nu ești acolo pentru că ai activitate religioasă. Ești acolo dacă comunitatea aceea gravitează în jurul lui. Toată lumea se uită la el. Atunci dispar lucrurile, dragii mei, de aici de jos. Nu ne mai împiedicăm în ele, nu ne deranjează că n-am ieșit în comitet, că nu m-am pus la predică, nu mă mai deranjează că nu m-am pus să cânt sau altceva. Că privirea mea e acolo. Dacă nu ți-e acolo, atunci să aici. Și aici sunt foarte multe minusuri, că aici adunările sunt formate din oameni și oamenii au limitările lor și condiția lor. Așadar, un prim adevăr pe care îl subliniază Apostolul Pavel despre comunitatea la care vă chemăm, îi comunitatea aceea care se mișcă în jurul lui. El e cel care ne adună, de dragul lui, el e cel mai frumos. Cum zic fiii lui Core, ce zic fiii lui Core? Fiii lui Core, zic, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale. Oare de ce zic fiii lui Core asta? Că în istoria lor, în stră bunilor, a existat un Core care s-a însoțit cu Datan și Abiram. S-a însoțit să facă o revoltă că nu le-a convenit că numai Moise se vede. Și-a zis, ce, numai tu ești sfântat poporului sfânt. Și ce-au făcut? O revoltă. Și cum au murit oamenii ăștia? Ăștia nu au avut parte de prohod. Ăștia s-au crăpat pământul și i-au înghițit de vii. La Datan și Abiram mor ei și casele lor, dar fiii lui Core rămân. Și ce zic fiii lui Core peste viacuri? Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic, lauda mea sau cântarea mea de laudă nu-i pentru noi, îi pentru împăratul. Numai pentru el trebuie să fie. Și dacă vedeți vreodată că ce fac eu sau alții nu-i pentru el, dați-ne afară. Că deja vă punem într-o poziție ostilă, periculoasă, în raport cu divinitatea. În al doilea rând, zice Apostolul Pavel, nu doar că el e cel care ne adună și vă chemăm la o comunitate care se adună în jurul lui. Veți găsi oameni care sunt extrem de limitați, merg extrem de puțin, extrem de încet. Dar noi vă chemăm în comunitatea care îl privește pe Hristos. Dar în al doilea rând, zice Apostolul Pavel, că Hristos e mesajul nostru. Nu numai că cel care ne adună, el e mesajul. Nu știm altceva. El ne adună și el e mesajul nostru, mai ales în 1:22. Noi avem celebra afirmație a Apostolului Pavel, zice, grecii vor înțelepciune, iudeii cer minuni. Noi, zice Pavel, noi îl propovăduim pe Hristos. Dumneavoastră, pe cine îl propovăduiți? Care e biserica aia la care vă chemăm? De fapt, despre ce comunitate și în ce comunitate vă chemăm? Nu haideți la noi să vedeți cât e de fain. Haideți că pe noi, el e cel care ne adună. Cum ar suna în Acălia să invităm pe oameni așa? Dar la nepos. Haideți că pe noi Hristos ne adună și dacă nu vine nimeni. Numai faptul că ne adunăm de dragul lui, e valoroasă adunarea aia. De altfel, zice Psalmul 133 că e plăcut și dulce frații să locuiască împreună și apoi este ca argument invocată într-o formă metaforică ungerea marelui preot, zice, este ca un de lemnul de pres care turnat pe capul lui să coboară pe barbă, pe barba lui Aron, să coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului, că acolo dă Domnul binecuvântarea. Viața pentru veșnicie. Imaginați-vă că sunteți într-o asemenea comunitate și vreți binecuvântarea. Unde s-o cauți? E joi seara, e peste săptămână sau nu știu când aveți dumneavoastră, dar să zicem că joi, ai biserică și te trezești cu 10 oameni la biserică. Ei, la ce zic? Nu știu, că cred că-s puțin. Cine zice saras? Cine predică? Deja am o problemă cu comunitatea. Nu-i de dragul lui. Știți când te-ai îndrăgostit din nevasta, actuala ta nevastă și te-ai dus cu bicicleta până în Sărățel, părinții ți-au spus, bă, dragul meu, te-a trăznit, mă, uite ce vreme e pe ploaia asta, unde te pleci? Dar tu erai îndrăgostit. Te-ai urcat pe bicicletă și ai plecat. Ce bine că nu te-au trăznit, că uite că ești lângă nevastă ta. Ce se întâmplă după 2 ani de căsătorie? E numai umbră afară și spune, adă o ceapă din grădină. Și ce zici tu? Te uiți deja în sus și zici, apoi. Pe vremea asta? De ce că avem o problemă cu
cu îndrăgostirea, dragii mei. Asta trebuie mereu și mereu, fiecare zi, fiecare zi să fii tot îndrăgostit. Dar când e vorba de Iisus, noi vorbim despre dragostea din tâi ca și cum ar fi cea mai mare, nu-i cea mai mare, e prima. Ea ar fi trebuit să crească. Când zice întoarce-te la dragostea din tâi, zice vezi că tu ai pierdut-o aia care tu nu ai aia, de unde să crească? Zice că n-ai aia de la început. Aia trebuie îngrijită, întreținută ca să crească dragostea. După 20 de ani de pocăință, cum ar trebui să fie dragostea? Tot ca atunci, la început? Păi când te-ai îndrăgostit, e adevărat că mereai de mână prin Arcalia. Și după 20 de ani s-ar putea, poate că să nu mai mergi de mână. Asta nu înseamnă că iubirea a scăzut, dragii mei. Doar să manifestă altfel. Să manifestă altfel. Hristos e mesajul nostru. Când spun Hristos e mesajul, mă refer la lucrarea lui Hristos. Mesajul pe care îl ducem este Hristosul care este mielul lui Dumnezeu. Adică Hristos nu-i nume, Galateni 4:4 zice, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că suntem fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă, traducerea exactă e că strigă legal, Tată. Adică înfierea presupune procesul acela de adopție, dar mai mult decât adopția în cotidian. În cotidian poți să-i dai numele unui copil pe care îl adopți, dar ce nu-i poți da? Nu-i poți da esența ta. Adică dacă facem un test de paternitate după 20 de ani, 30 de ani de adopție, ce se constată? Că nu e al tău, numai numele i l-ai dat. Dar uitați-vă că la Dumnezeu când ne înfiază, El ne dă numele și ne dă esența, Duhul Fiului. Asta pentru că s-ar putea să te gândești, bă, aș veni în comunitatea asta lui Hristos, dar nu mă pot ținea. Dar păi nu tu te ții, că El te ține. De fapt, noi spunem într-o cântare că El mă face, El mă ține, credincios cu adevărat. Îi puterea harului lui Dumnezeu, mesajul bisericii n-are voie să fie alta. Deși Sanhedrinul i-a oprit, nu mai propovăduiți, o zis, n-avem un alt mesaj. Biserica nu trebuie să ducă un alt mesaj. Mesajul ăsta e fals, să-i spui cuiva că dacă se întoarce la Domnul nu se îmbolnăvește. Să spui cuiva că dacă se întoarce la Domnul toată viața lui e bogat. Nu ăsta e mesajul Bisericii lui Iisus Hristos. Mesajul lui Iisus Hristos este că chiar de-ar fi păcatele tale cum e cârmâzul, se vor face albe ca lâna, ca zăpada. Ăsta e mesajul Bisericii, este mesajul acela de îndreptățire, adică ceea ce citim noi în Biblie ca fiind neprihănire. Adică uitați-vă în Roman 5:1, deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți sau îndreptățiți, dar cum suntem noi socotiți îndreptățiți? Prin credință. Nu suntem drepți, dar suntem socotiți neprihăniți. De ce? Că ne-o dat haina neprihănirii Lui. Ăsta e mesajul, că dacă vrei, El te îmbracă prin credință și pocăință cu haina neprihănirii Lui. Și te doare când sunt oameni care sunt membri, dar n-au îmbrăcat haina neprihănirii Lui. De aceea în Matei 22, la pilda nunții fiului de împărat, avem un om care a intrat și el în odaia de nuntă, dar fără haină. Și Domnul nu i-a imputat faptul că a făcut păcate abominabile, ci faptul că și-a permis să intre cu haina Lui, neîmbrăcând haina lui Hristos. Ce zice Costache Ioanid în Ostaș, în poezia aceea celebră? Nu doar soldaților prin sorți cămașa albă și-o dădu, ci tuturor, dar tu n-o porți. Și fără ea, toți suntem morți, și eu, și tu. Azi El te întreabă, da sau nu? Ești tu sau nu ești vinovat? Eu am spus da și am fost iertat. Eu am spus da, dar tu? Dar tu? Știi de ce nu îmbraci haina neprihănirii și nu accepți mesajul comunității lui Hristos, că e un mesaj al crucii? Este o cântare mai de cor bărbătesc, așa, la cruce ai loc și tu. Știi de ce nu vii, de ce nu accepți mesajul de mândru?
că asta ar însemna să recunoști că ești vinovat și să îmbraci, să recunoști că haina ta nu-i de ajuns și să îmbraci haina neprihănirii Lui. A fi parte în comunitatea Lui Hristos înseamnă să te miști în jurul Lui, de El să fii îndrăgostit, nu de stil, nu de lume, nu de mulți, nu de puțini, nu dragii, nu de casă, ci de El. Doi, comunitatea asta cristică la care vă chemăm e comunitatea care are un mesaj. Nu-l putem adapta după vremuri. Faptul că nu se cere Evanghelia asta nu înseamnă că nu mai predicăm. Dacă Domnul ar veni în seara asta, nu o să vă întrebe câte lucruri ați făcut, ci cât ați făcut din ce v-o zis să faceți. Faceți? Noi suntem patru băieți, eu sunt al treilea din cei patru. Mama când pleca de acasă, mama nu și-o negocea statutul niciodată, mama era general. Când pleca mama, zicea, faci aia, 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 la fiecare, și mama pleca. Și noi toți într-o minte, bineînțeles că nu făceam. Dar numai să vedeți ce se întâmpla. Într-un târziu ieșea unul în drumurile colbuite din Nepo și striga, vine mama. Când se dădea strigarea asta, intram într-o panică generalizată, toți. Noi ne dam seama că e o chestiune de secunde până când va intra mama. Mama avea o alură atletică, o femeie înaltă, frumoasă. Și când intra în casă, în ușă, se proptea acolo și se uita la noi. Ce credeți că făceam noi? Noi ne mișcam în viteză prin casă, ca să părem aglomerați, preocupați. Cum suntem noi azi? Noi gândim că dacă îmblăm mult și ne mișcăm, noi gândim câte lucruri facem. Când e seara, tragi linie, nu-i nimic, e numai trudă. N-ai făcut nimic, din nou pentru cer, absolut nimic. Mama ne lua pe unul de o mână, pe ăla de o mână, că nu era telefonul copilului, nu să teme mama de... Cred că mi-ar fi dat telefonul de cap. Și mama mă întreba, ce faci? Cum îi spuneam, lasă-mă că n-am vremea, mu! Ce ți-am zis să faci, îmi zice mama. Crezi că mă impresionez cu făcutul tău? Tu trebuie să faci ce ți-am zis eu. Acum, dacă Domnul Hristos a zis că până vine El, să ducem mesajul. Care mesaj? E mesaj de dragoste. Că în cetatea lui David s-a născut Mântuitorul. Acum, de ce să ducem noi alt mesaj? Nu vi frică că s-ar putea să vină seara asta să vă întrebe, bun, ce am zis eu să faci până vin eu? Ce faci tu? Ce să-i spun Domnului, că eu am treabă? Seara asta este o invitație la a fi parte din cea mai extraordinară comunitate, comunitatea lui Hristos. E o comunitate mai tare ca moartea și e o comunitate unde oamenii își găsesc binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Comunitatea asta e îndrăgostită de El, nu de ritualuri, nu de forme, nu de un om. Și de cea mai extraordinară persoană, persoana lui Iisus Hristos, care apoi devine mesajul lor. Nu știm să ducem altceva în lume decât atât. Dumnezeu în bunătatea Lui, pe cel ce vine la El, îl iartă, ăsta e mesajul. În evangelizare, dragii mei, nu căutăm să vă uimim, ci să vă oferim o soluție la o viață tot mai degradantă, din punct de vedere spiritual și moral. Este chemarea aceea plină de dragoste la un Dumnezeu dispus să se facă ca noi, ca noi să putem deveni ca El. Asta e chemarea lui Dumnezeu, ăsta e mesajul. Și biserica n-a știut, n-a făcut, nu s-au preocupat cu altceva. Dar nu numai atât, pentru că ne expiră deja timpul. Comunitatea lui Hristos, dragii mei, este acea comunitate unde Hristos e conținutul credinței lor. Zice Pavel, eu n-aș vrea credința voastră să se întemeieze pe înțelepciunea vorbirii. Am să vă pun o întrebare vis-a-vis de un fel de a comunica la nepos. Îi auzeam pe bunicii mei punând o întrebare foarte interesantă, poate că și la Arcalia să fie. Când veneau de la biserică, interogația suna în felul următor, zice, cum v-ați bucurat? E complicat gramatical, că nu te poți bucura rău. Dar cred că sensul era ăsta, v-ați bucurat un pic, foarte mult, mult de tot, o bucurie de plină, că noi oricum în generația asta confundăm bucuria cu distracția. Ce credeți că se întreabă copiii mei când vin de la biserică? Dacă le vine un coleg
L-a adus un coleg la biserică și o spolă la evanghelizare. Ce credeți că îl întreabă în hol? No, cum te-ai bucurat? Vedeți un copil așa de 18 ani punând o întrebare din asta? De 20 de ani? De 30 de ani? Pune, nu, ce întreabă? Ți-a plăcut? Întreb și eu, plăcerea este un criteriu obiectiv de analiză? De estimare a realității? De altfel, Cartea Judecătorii zice, pe vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. Ăsta e leitmotivul cărții. Din loc în loc apare câte un verset care spune, pe vremea judecătorilor, plăcerea era criteriul de estimare a realității. Îi plăcerea un criteriu obiectiv de analiză? Nu asta ce o să întrebați în hol, în curte, când o să iasă oamenii? Ți-au plăcut? Poate că nici nu ne-ar înțelege să-l întrebăm, nu, cum te-ai bucurat? Pentru că traversăm o perioadă în societate când plăcerea e norma. Simte-te bine. Omul e măsura tuturor lucrurilor. Dar când mă uit la Apostolul Pavel, zice, Hristos e conținutul credinței. A cărei credință? Aia despre care zice Iuda, zice în versetul 3 din Iuda, zice că e credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Și ce are în miezul ei credința asta? Persoana asta o are în mijloc. Credința asta o are în mijloc, dragii mei. M-am văzut silit să vă scriu să luptați pentru credință, dar de ce vă scriu să luptați pentru credință? Pentru că s-a stricurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă veșnică, o sândă asta, care schimbă harul de sfârnare. Și noi numim asta libertate în Hristos, o numesc oamenii. Libertatea în Hristos, dragii mei, nu e libertatea de a face ce vrei, ci libertatea de a face binele, pe care un rob al păcatului nu o are. De-aia auziți și dumneavoastră oameni care vă spun, zice, eu aș veni la voi, dar pe la voi nu-i voia aia, nu-i voia aia, pe noi n-avem nevoie asta. Nu ne-a interzis, nu ne-a zis nimeni, vezi că n-ai voie, nu-mi trebuie aia. În toate întâlnirile de tineret, sau aproape în toate întâlnirile de tineret din țară și afară, când mă duc, tinerii pun întrebarea, și frate Marcel, scrie în Biblie că n-avem voie să bem, bă, voie poate că am avea, dar n-avem nevoie, mă. Cum să aibă un om duhovnicesc asemenea nevoie? Am observat că unii oameni cu Biblia în mână citesc în ea să vadă cât de departe se pot duce de Domnul. Zice, scrie în Biblie să nu fumezi, nu scrie, să duci un pic. Dar scrie să nu bei, nu scrie, scrie să nu te îmbiți. Dar pe cum să-mi bată oamenii? Nu bând. Nimeni nu se trezește biat, pentru că biat de aia să-mi bată. Să mai duce un pas. Altul citește în Biblie să vadă cât de aproape poate veni de Domnul. Și doi oameni cu aceeași Biblie în mână, unul merge într-o parte și unul merge în alta. De aceea nu sunt de acord cu replica, zice, și noi avem Biblie, da, da, nu-i de ajuns. Comunitatea lui Hristos nu e o comunitate a oamenilor care au Biblie, mulțumim pentru Sfânta Scriptură într-un mod absolut. Însă comunitatea lui Hristos, dragii mei, sunt acei oameni a căror credință se ancorează în aceeași persoană. Uitați-vă în Ioan capitolul 20, versetul 30-31, zice că Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi. Dacă scrie pentru ca voi să credeți, era destul de evazivă afirmația. Dar aici zice, ne spune ce ar trebui să credem. Să credeți că Iisus e Hristosul. Adică Hristos nu-i nume, Hristos e funcția lui. Să credeți că Iisus, cel istoric, fiul Mariei și al lui Iosif, el este trimisul, că Hristos este sinonimul lui Mesia, sinonim din greacă, sinonimul lui Mesia din ebraică, a unsului, a trimisului. Trimis să facă ce? Păi deodată aflu că în Galateni că el tocmai de-aia a venit ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege pentru ca să căpătăm înfierea. Deodată îmi dau seama că ai venit al nimănui și te poți duce al regelui. Dacă vreți mai mult, luați de undeva, dar eu nu cred că există ceva mai mult. Seara asta, zice pasajul acesta, credința voastră, comunit, nu mă interesează altceva. Cel care vă adună e Hristos, mesajul este Hristos și credința voastră e în El. Dumneavoastră, în cine credeți? Niculiță Moldoveanu, stând în pușcărie, a compus cântarea asta, mă încred în El, orice s-ar întâmpla pe drumul meu, sau în viața mea. Dar ce-i credința?
Credința e creditarea lui Dumnezeu. Să-i dau dreptate lui Dumnezeu înseamnă credință. Și cum să-i dau dreptate? Să-i dau dreptate că eu sticălos, pierdut, deferit justiției și morții și El e sfânt și drept și îmi dă haina neprihănirii Lui. Asta e credință. Să mă duc în seara asta recunoscând afirmațiile lui Dumnezeu și asumându-mi-le. Eu sticălos, sunt pierdut, dar în bunătatea Lui îmi dă haina neprihănirii Lui. Mă îmbrac cu ea și-s fiul regelui. Atât. Sau poți să mergi acasă cu haina ta, haina religiozității tale, a poziției tale sociale. Deși Pavel zice în Filipeni, capitolul 3, eu pentru el am pierdut tot. Tot ce? Am pierdut poziția religioasă, poziția socială, mi-am pierdut statutul economic, am pierdut absolut tot. Ba încă și acum toate alea pierdute le socotesc ca o pierdere și ca un gunoi pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Domnul. Nu că l-am și apucat, zice Pavel, dar uitând ce e în urma mea, mă arunc spre ce este înainte. Ce e în urma dumneavoastră? În cine vă încredeți? Am auzit despre marea recesiune din anii 30 din America, s-a interzis alcoolul cu desăvârșire în anii aceia și oamenii treceau peste lac să-și cumpere alcool. Doi bețivi au urcat în barcă, au vâzlit așa beți cum erau până dimineața. Dimineața s-au trezit din beție, s-au făcut ziua și erau tot la mal, că n-o dezlega barca. Și unii oameni aleargă greoi, te uiți la ei, de an și an tot vâzlesc, dar tot la mal. De ce? Niciodată nu s-au desprins de trecut. Îs tot cu metehnile alea, n-ai îmbrăcat haina neprihănirii. Nu trebuie să-ți fie frică seara aceasta. Creștinismul veritabil e creștinismul îndrăgostit de persoana asta, de singura persoană, de aceea el apare totdeauna ca articol hotărât. El nu e un miel, el este mielul. Nu e un fiu, el este fiul. Ioan 1:29 zice că iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii cu sensul că este singurul. Am fi extrem de neînțelept să mergem în seara asta fără el. Acolo în lăuntru tău, fă-i o rugăciune Domnului și spune: Doamne, eu sunt membru de mulți ani aici, dar nu te-am dus acasă niciodată. Eu nu m-am simțit vreodată îndrăgostit. Știți, când ești îndrăgostit, numai despre el vorbești. Nici nu accepți cineva să se amestece când tu ești îndrăgostit, ești cu o frecvență și cu un debit verbal de neoprit despre persoana de care ești îndrăgostit. Toată lumea își dă seama că ești îndrăgostit. Devii când introvertit, când extrovertit, când vorbești, când taci, că ești îndrăgostit. Dar trebuie să fii îndrăgostit de cine trebuie. Că nu-i de ajuns să cunoști mulți oameni, trebuie să cunoști pe cine trebuie să cunoști. Și acel cineva pe care trebuie să-l cunoști, cel despre care zice Pavel, eu vreau să-l cunosc pe el. E cum zice Amalia într-o priceasnă așa bisericească, pe Iisus aș vrea să-l văd eu cel dintâi. Dar cum să vrei să-l vezi cel dintâi dacă nu-l cunoști de aici? Nu-i inima ta pentru el. Dacă nu-i el mesajul tău, mesajul lui Hristos este mesajul crucii, mesajul iubirii, faptul că cineva a coborât din slavă când noi n-am mai găsit drumul, a venit până la noi, rațiunea coborârii lui ai fost tu, am fost noi, ați fost dumneavoastră. Ar fi grozav de neînțelept să ne schimbăm mesajul, grozav de neînțelept. Și ca la final, zice Pavel, mi-e frică nu cumva credința vreunuia să se așeze pe înțelepciunea vorbirii cuiva și nu pe Hristos. El zice pe Duhul și pe putere. Și când mă așez pe temelia asta, atunci zice omului Dumnezeu, eu mă culc și adorm în pace. Aici nu-i vorba despre somnul nesimțirii. Așa că eu n-am nicio treabă, m-am certat eu cu tăți în casă, dar eu când mă pun să dorm, eu dorm. Eu nu dorm săptămâna aia, vă spun de acum. De simt ceva, îs terminat până se rezolvă. N-am cum să dorm. Aici e vorba de a dormi în pace pentru că e rezolvat conflictul.
E ce am citit din Roman 5:1. Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți, avem nu bani, pace. Apoi fiecare cât poate atâta pace. Da, să ai pace. Nicu Rusu a și compus cântarea asta, să ai pace în mijlocul necazului tău, că tu ești fiu de Dumnezeu, când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi, fii plin de pace, vei birui. Nu știm dacă ne mai vedem. Nu suntem foarte departe, dar dacă ne vedem în ritmul ăsta, e clar că eu voi fi în baston când voi veni la dumneavoastră, nu fac nicio aluzie. Aș încheia cu o notă extrem de pozitivă din viața lui Wurmbrand. Richard Wurmbrand a fost evreu, a fost din seminția lui Beniamin. E greu de identificat care a fost denominația din care a făcut parte. Bărbatul acesta a participat ca invitat, ca reprezentant a unui cult religios în prima adunare națională, generală, națională, organizată de comuniști, de doctor Petru Groza. Și acolo, în adunarea aceea, cu toți liderii religioși de față și cu toți liderii politici, decidenți acolo, s-au aclamat nume mari, gen Lenin și alții care au fost părinții comunismului și socialismului. Și Sabina Wurmbrand, care era soția lui Richard Wurmbrand, i-a spus, Richard, n-ai vrea să te ridici și să-L înalți pe Hristos în adunarea asta? El a zis, aș putea să o fac, dar ai rămâne fără soț. Și Sabina a răspuns, la ce bun un soț laș, n-o surorilor. Și dumneavoastră le zice și la adunarea generală, tu taci, vezi să nu zici ceva. Și ei tac, că ei știu de acasă. Și el s-a ridicat și l-a înălțat pe Hristos la pupitru. În viitorul apropiat i-a spus Sabinei, Sabina, se pare că mi se pregătește un dosar. Hai să ne dăm întâlnire. Dacă nu ne mai vedem pe pământul ăsta, eu sunt din seminția lui Beniamin. Te aștept în noul Ierusalim la porțile lui Beniamin. S-au îmbrățișat și au așteptat dosarul și a venit. I-au citit rechizitoriu și l-au condamnat la 15 ani de închisoare cu muncă silnică. Cu lanțuri la mâini și la picioare, tărându-le după el prin sala de judecată. S-a întors înspre Sabina și i-a spus, Sabina, ne vedem la porțile lui Beniamin. Așa arată comunitatea lui Hristos. Hai să ne dăm întâlnire. Eu nu sunt din seminția lui Beniamin. Eu prin credință sunt din neamul lui Hristos. Cred din toată inima într-o mare întâlnire la porțile eternității. Toți din comunitatea lui Hristos, orice nume ar avea ea, toți din comunitatea lui Hristos ne vom întâlni acolo. Vrei să ne dăm întâlnire? Că s-ar putea să n-ajung acasă. Ai libertatea să spui, frate Marcel, du-te în pace. Cum zice poetul, de auzi vezi că am plecat, nu vă întristați prea tare. Da, tu ai vrea? Ai liniștea să ne dăm întâlnire. Acolo, la marea întâlnire, vom auzi cel mai extraordinar mesaj, rob bun și credincios. Adică ăla care toată viața lui s-a uitat la Hristos, nu la oameni. Ăla care toată viața l-a predicat pe Hristos, nu pe oameni. Și ăla care toată viața a crezut în El, nu în oameni. Și acum e vremea noastră. Nu-i bai dacă plânge astăzi, că nu a venit vremea bucuriei încă. Dar a venit, că ziua e pe drum. E foarte, foarte aproape. Hai să ne dăm întâlnire. Când om da mâna seara asta pe aici, să spui, frate Marcel, dacă seara asta sună gorna și adună pe-a lui Hristos, te strig. Ne întâlnim. Haideți să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, ar fi o mare pierdere, un mare dezastru să ne fi adunat în seara asta de dragul
altceva decât de dragul lui Hristos. Dacă s-a întâmplat, te rog, iartă-ne. Și, Doamne, dacă în seara asta este cineva care n-are nicio nădejde în ziua marilor întâlniri, te rog în seara asta să vorbești inimilor lor, să ne schimbi inima și ființa și să ne ajuți, Doamne, să facem din Tine Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Și să nu mai tăcem, ci să vorbim despre Tine, Fiule al lui Dumnezeu, care ai murit pentru noi. Să ne ancorăm cu toată puterea, cu toată inima, cu tot cugetul în Tine. Și credința noastră să fii Tu. Să putem spune ca famenul de mult, cred din toată inima că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, ca să putem merge plin de bucurie. Mulțumesc că vei răsplăti nu succesul, ci credincioșia. De aceea, Doamne, Te rugăm să mărești credința sfinților de aici și să dăruiești credința celor ce nu o au. Și dacă asta e ultima întâlnire și apoi va începe veșnicia, cum ne vedem acum, aici, să ne putem vedea atunci și acolo, auzind cel mai extraordinar mesaj, rob bun, slugă bună, credincioasă, intră în bucuria stăpânului, așa auzi-ne, te rugăm, și așa ajută-ne la toți, amin.